Dragilor, am reușit să-mi spăl și frigiderul ăsta la altul și așa mă bucur de această reușită. Eu mă bucur tare că reușesc să spăl, să fac curățenie prin casă. Parcă mă simt așa împlinită, parcă simt că am împlinit ceva. Și vreau să vă arăt acest parmezan, cred că parmezan, îi zice gratugiato, nu știu ce însemna, dar miroase a parmezan și are gustul a parmezan. Pe 100 de grame a dat soțul meu în Italia doar 1 euro pe această punguță și am zis că o să-i dau să-mi cumpere și mie 5 sau 10 punguțe să am, că mama deocamdată nu mai e în Italia și nu o să mai vină sursa de parmezan și chiar am nevoie. Am luat și am spălat covorașele astea din baie și din păcate nu ține vremea cu noi, e vremea foarte urâtă, nu pot să le întind și eu să deschid un geam, să intre aer ca lumea. Pătura asta am spălat-o, am mai spălat alea două păturile de la șinșile. Aici am scos din congelator ce aveam ca să se dezghețe. La mine așa se face congelatorul, cu zarzavat, cu toate cele. Mi s-a făcut o gheață foarte, foarte mare și am zis că să iau să-l îl dezgheț și îl las așa deschis. Ușa deschisă să se dezghețe, numai bine eu mai termin din treabă. Sper să nu curgă din ostia, că nu am lighean în ce să le depozitez. Un lighean așa mare, ar trebui să pun vreo 2-3 ligheane. Mi-am făcut curățenie la baie și aici am terminat tot. Aici o să mai am de dat cu aspiratorul și cu mopul și acum sunt la șters praful. Am șters oglindă, dulap, tot pe aici. O să urmeze să dau cu aspiratorul. Că dacă dau cu aspiratorul nu se mai ridică praful să se pună înapoi, dacă aș da cu mătura s-ar ridica praful. Dau cu aspiratorul și mi-am șters ușile, pantofare, tot. Mai am de șters bucătăria, sufrageria. Aici termin, șterg tăvița asta cu parfumele și apoi dau cu aspirator, mop, periesc covoarele și gata, am terminat treaba. Nu știu ce mâncare să dau copiilor la amiază. Selena va veni în curând de la școală și chiar nu știu ce să le fac de mâncare. Nu știu. M-am săturat cu mâncarea asta până în gât. Vremea urâtă, am vorbit cu soțul meu, el a plecat la București și nu știam ce să fac. Să mă duc cu el, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Într-un final m-am hotărât să nu mergem și am zis că m-aș fi dus cu trenul, că Marc mă bârâie la cap de ceva timp să-l duc din nou cu trenul, m-aș fi dus, nu știu, până în Sinaia, până în Câmpina, până undeva și să mă întorc, cu el, să mă ia cu camionul. În partea aia de la Câmpina încolo am înțeles că nu plouă, acum când am vorbit cu el nu plouă, a fost vreme bună, 20 ceva de grade spre București, la Ploiești era vreo 19 grade, dar a zis că era norada, înăbușeală. Și m-am gândit așa să mă duc să ne plimbăm, să-i scot. Eu ieri nu i-am scos deloc din casă, la noi a plouat foarte tare și ne-am gândit, măi, dacă merge la Coresi, la Afi, stăm iar în interior, ne-am plictisit deja aceeași rutină, te duci, intri, mănânci ceva, te mai plimbi și ai plecat. Și am zis că prefer să nu mai ieșim. Apropo, vopseaua îmi place la nebunie cum mi-a ieșit culoarea. Cred că următoarea tură o să-mi iau 3 tuburi de la Garnier Sensation și să mă fac cu 3. Fără cel de la Olia. Da, ia să-mi termin și eu treaba. Îmi pun muzică, ascultam și acum muzică și am oprit-o. Eu când ascult muzică și fac treabă, parcă am un alt spor, un alt chef, îmi dă o stare de bine. Dacă ar fi fost și senin și soare, aș fi avut o stare de bine mai ca lumea. Am făcut curățenie și la șinșile și lor le-am făcut. Acum se vede diferența la mizerie și la mâncare. Ia uitați ce roade, deci în curând trebuie să ne apucăm din nou de cușcă, să o întărim. Și scările alea, dacă le vedeți, Doamne, ce a putut să le roade, le-a făcut în zigzag. Și la mâncare se vede că mănâncă mai puțină mâncare, la curățenie se păstrează mai mult, se vede că am dat și am rămas doar cu 3. Da. Mă duc să mă apuc de curățenie, îmi pun muzică și să intru la treabă. Ia să vedem ce face Marc. Sunt becul aici. Oh, dar ce faci, prietenaș? Stai pe jos și cu siguranță îi dai și ei să mănânce, așa-i? Ieri a făcut pipi în pat.
Deci eu nu pot să-mi dau seama. Spuneți-mi și mie dacă aveți cu ce să-mi recomandați să scot mirosul de pipi. Am dat cu oțet. Știu că oțetul scoate mirosul de pipi, dar miroase încă a pipi și a oțet. Acolo în partea a făcut pipi. Și am dat și cu esență din aia de la chifra. Și am pus ca lumea, frate, dar toți miros de pișat. Amestecat cu chifra și amestecat cu oțet. Deci o combinație de miros când te apropii aici de patul ăsta, descade nasul jos. Dacă cunoașteți vreun remediu să-mi zice și mie să scot pișatul din pat, că eu n-am să o iau razna, chiar nu pot să-mi dau seama, măi, când o să se dezvețe și el de lucrurile astea, să facă caca și pipi pe el. Într-adevăr, pipi a făcut când a dormit la amiază. Am zis, hai să las să vedem dacă face pipi, îl pun când se trezește. Eu m-am luat și m-am dus și m-am pus să mă spăl pe cap și am uitat să-i pun un scutec. Soțul meu a dormit și el, că i-aș fi pus o păturică din aia absorbantă sub el. El cred că a făcut pipi aproape când s-a trezit, ori în timpul somnului, chiar nu știu. Selena mi-a zis că mama, uite, a făcut pipi mari, că am spălat pătura, dar am zis, măi, trebuie să se învețe și el să facă o dată pipi să se trezească și să ceară. Dar de unde? Că el face pipi? Am băgat-o pe mine la locuiel și ei și el să ce să deschidem. Nu! Las-o, te rog frumos, acolo. Pentru că tu îi dai să mănânce pe farine și te umpli de păr de la ea și după aia mănânci și păr. Te rog frumos, las-o. Am închis ușa cu cheia să stea acolo cu minte. Ia stai cu minte. Uite și aici, apă minerală, cereale cu lapte, Actimel, Afine, lăsate așa, nici nu-i pasă, le cere pe toate să le mănânce, pufarine, o să scadă în cap, îți scade în cap. Cum, cine? Cola. Cola, păi da, hai, te rog frumos să închizi frigiderul, să fii băiețel cu minte. Nu, că ai mâncat pufarine. Hai, te rog frumos. Mă las să-mi fac treaba, uite, e deja 12 fără 3 minute. Dar ăla nu o să-ți placă, că nu-ți place ăsta cu banane. Nu-mi place. Ăsta? Ia, dă să văd unghiuțel. Nu e bun. Uite, trebuie să tăiem unghiuțele. Ia. Nu e bun. Păi știu că nu e bun, las că-l mănânc eu. Hai, închide frigiderul. Dar închide încet, mă, că-mi strici frigiderul, mă. Așa, bravo. Ia, e. Vrei de ăsta? Nu mănânc eu ăsta, că și așa mi-era pe 100 de ceva dulce. Și să mai bag din ăstea la cuptor, să le fac. Că am 3 pungi și trebuie să bag astăzi să fac. E păcat de lec, după aia prinde gust de congelator. Am pus la fier niște paste. Marc vrea paste, deci dacă nu mănâncă Marc ia paste, eu mă bucur măcar că are și el ceva să mănânce, că e atât de slăbuț sărăcuțul. Și aici am pus o pungă de vinete să dezgheț, dacă tot le-am văzut în congelator. Mi-am luat și mi-am dezghețat congelatorul, le-am așezat eu pe aici, acum au un căpot. Două pungi de zarzavat mai am pentru ciorbă și trebuie să mă apuc prin august sau cam așa de alt zarzavat. Pastă de gogoșar nici nu știu dacă voi mai face, ia să vedem cât am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 borcane. Hai să zicem, având în vedere că ăsta e la 800, punem cam 12 borcane de 400. Castraveți ăștia, cred că o să-i arunc eu, că sunt oribili. Deci nu vă recomand să cumpărați castraveți de la Defne. Au fost oribili. Adică sunt, de asta nici nu i-am mâncat. Nu știu, dacă e... Cred că o să fac și o porție de... zarzava din ăsta de să iasă câteva borcănașe, să fiu sigură că mi-ajung, da, așa o să fac, să zicem vreo 10 borcane și zarzavat congelat. Ia să-i scurt zeamă și să, de fapt, cred că o să păstrez borcanul ăsta. Mai am niște borcane prin beci. Am spălat borcanul și o să fac niște paste peste. O, Selena e la colega ei seara, își face temele, a plecat acolo. Paste pesto cu parmezan deasupra. Mai târziu, da, nu știu că am vreo șansă să fac vinetele astea pe seară, nu știu că se vor dezgheța. Și nici nu știu pe seară ce să mai gătesc. Ia să scurg astea, că
absorbe apa. Am vrut să-mi... Ce? Da, am vrut să-mi dezgheț și congelatorul ăsta, dar e ok. E curat, nu are gheață și chiar nu are rost. Nu are rost să mă apuc așa aiurea dacă el e în regulă. Ce faci? Cred că vine o ploaie. Uitați ce nori negri sunt încolo. Lui senin, da. Acolo e norată. Am dus gunoiul și mă plimb un pic pe aici cu copii. Ai grijă, poate lovești. Marc, hai să mergem până la Penny. Hai să mergem la Penny, că sigur vine vreo ploaie. Hai că vine și Sally. A făcut pipi pe el și nu-i convine, că-i ud. Dar nu vrea să meargă în casă să-l schimb. Na, ce urât face. De ce ești nervos? Am fost la Penny, am făcut cumpărături, le-am dus o tură în casă și acum am niște, am luat cartofi, cireșe. Și încerc să-l convin să mergem în casă, dar nu vrea sub nicio formă. Nu înțeleg de ce a făcut pipi pe el, cât m-am dus la aprozar, dintr-o dată mi-a zis că am făcut pipi pe mine, el de obicei cerea, dar acum n-a mai vrut. N-a vrut și n-a vrut, nu. E nervos. Nu-i convine nimic. Hello! Ce faci? Hai să mergem să te schimb și să ieșim din nou afară. No, bine atunci, hai să mergem să stăm în casă. Dar nu stăm aici așa că ești ud. Ne-am pus pe jos. Și suntem încăpățânați, nu vrem să ne ridicăm, să mergem în casă. Nu am mai plecat cu trenul, că Selena nu a vrut deloc. Nu știu. Selena a început să plângă că ea nu vrea cu trenul, Marc plângea că el vrea cu trenul și uite așa. Cum să mă împart? Spuneți și voi. Nu pot să plec să las copila asta singură, nu pot să plec nici cu ea forțată să facă crize. Tati a plecat deja de la București, e aproape de Ploiești. Numai bine ne intersectam, aveam ăsta trenul. Da, vine. Aveam trenul la 4:30 și el a plecat de la București. Numai bine ne întâlneam la Bușteni, Sinaia, undeva. Dar dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Mergem în casă și ne apucăm de mâncare. Bună dimineața! Am ieșit afară cu Mini și a început ploaia, am fost, l-am schimbat pe Marc. Erau pantalonii atât de uzi și avea niște picioare atât de reci. Și locul nostru de parcare este momentan, dar nu știu pentru cât timp, că de obicei nu prea găsim. Dacă ajunge soțul meu mai târziu, cu siguranță nu îl va mai găsi. Majoritatea vin de la muncă și se ocupă. Haide! Și hai înapoi acum. Hai că ne-am udat. Hai să fugim. Da, hai. Ai văzut pisica Mini? Da. Las că-ți dau eu, imediat. Am pus aici. Luăm mingea. Am luat-o vântul? Dă-i cu piciorul. Hai. Dă-i gol! Bravo! Doamne, ce m-am săturat de vremea asta urâtă! Suntem la jumătatea lunii iunie și așa vreme ploioasă. Ce? Să închidem? Am scos foi de plăcintă, vreau să fac portocalopita.
Bun. Aha, bravo. Marche băiat cu minte. Te pui pe pat. Am cumpărat o pâine cu fulgi de cartofi de la Valencia. Banane. Marc și-a cumpărat așa ceva să nu audă. Aici de la măcelăria din Penny am cumpărat oase din acele afumate. Selena și-a cumpărat astea. Tot ia ăsta. Portocale pentru a face portocalopita. Roșii Sherry. Marc și-a luat prostia asta. Și spanac. Un kilogram de spanac. Am mai cumpărat... Ule, doamne, mi-e cutia de smântână. Ce, oi fi pierdut-o? A, uite aici. Smântână de gătit. 5 lei am dat pe 200 de mililitri. Foarte mult. La Carrefour dădeam 12 lei pe un kilogram, dar asta este, n-am avut mașină, că a luat-o soțul meu. Și ninușoacă mă duceam la Carrefour pentru atât. Sacii mei preferați. Mâncare pentru mini. Am luat și de la Purina și de la... Toate mărcile le-am încercat, dar ca cea de la Pedigree nu o mănânc atât de bine și miroase atât de bine asta de la Pedigree și cu bucățile alea de carne, parcă zici că-ți face cu ochiul să mănânci și tu. Castraveți. Mi-am cumpărat Dero, un săculeț de Dero la 2 kg. Miroase foarte bine a levănțică și clor toc cu levănțică. Cartofi, am cumpărat de 10 lei. Așa. Am luat o legătură de pătrunjel și cireșele de Grecia. Arată atât de bine. Poftim? Ce? Să aducă tata panini? Da, o să aducă. Lasă că îl sunăm. Să aducă panini, da? Dar să vedem unde e. Și cireșe de Grecia. 19,90 lei kilogramul la noi în cartier. Dacă te duci pe la piață e mult mai ieftin. 14, 15, depinde. 12. Ce e? Astăzi am un plan să fac așa. Spanac și ciorbă cu afumătură și cartofi. Mi-ar fi plăcut să am niște tarhoni, dar nu am. Și o voi acric cu borș. Și, bineînțeles, prăjitura portocalopita. Mi este poftă de panini, este 6 și un sfert. Trebuie să văd unde e soțul meu, să-i spun să cumpere de la panini. Aici se dezgheață vinetele, dar nu cred că am vreo șansă să le facă în seara asta, nu știu, vedem. Ție som? Alintatule, ia să desfacem cireșele. Să vedem. Arătau atât de bine acolo, în lădiță. Și am cumpărat de 25 de lei. Nouă ne plac foarte mult cireșele și pepenele roșu. Bine, mie îmi place și cel galben. Mamă, ce babane sunt! Cele mai mari cireșe care le-am cumpărat anul ăsta de Grecia. Ia uitați ce mari sunt și faine. Ce vrei? Ai văzut ciocolata? Nu știu cum de mi-a trecut mie prin cap. Așteaptă! Ce ai? Ce e? Deci ți-am spus aștepți. Cele mai faine cireșe, cred că, care le-am... Bine, la aspect, stai să vedem că la gust nu le-am încercat. Cred că stai prea mic pentru ele. Hai că merge. Așteaptă. Mă, dar ce faine să mie îmi plac cireșele astea așa, Rozalie. Nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate e așa un roșu spre roz și arată atât de bine, chiar sunt super curioasă să o vedem la gust. Eu îți dau, nu mai îți bate joc să desfaci cutia asta în ultimul halia. Ajunge că ai mai mâncat și Skittles. Să știi că mă superi. Mă superi. Păi de ce parchează? Am pus niște delicat. Mie, nu știu, mâncarea fără delicat, parcă nu... Ei, vezi că-l spargi! Nu, că e al lui Sally. Când ți-am spus în Penny să-ți cumperi la fel, nu ai vrut să-ți cumperi. Dacă nu pun delicat la mâncare, nu știu, parcă nu, mi se pare că nu iese bună deloc. Și am călit ceapă, usturoi, am pus spanac, sare, vegeta și foarte puțin piper.
Am adăugat apă. Și nu merge motorul, Marc, cu Sally, că e foarte grea. De acum îl las așa, o să-i pun capacul. Și spre final îi voi adăuga toată cutiuța asta de smântână. Nici nu știu dacă nu cumva e puțin la un kilogram de spanac. Am pus un ou la fiert pentru vinete. O să le dau și pe ele prin robot. Marc, da, ele încă mai au gheață în interior aici și nu are nimic dacă chiar nu le pot face în seara asta. O voi lăsa ou să răcească și apoi îl voi băga în frigider și voi face de dimineață. Uitați oasele, astea sunt, care le cumpăr eu. Filmez așa cu zoom că am telefonul încărcat. Sunt foarte faine, miros bine și pe oasele astea care le vedeți am dat doar 8 lei și 20 de bani. Foarte ieftine. Deci oase, garf, dă gust la mâncare foarte bun și sunt foarte bune. Mai ales pentru persoanele care nu mănâncă carne, cum este cazul nostru. Eu le cumpăr mai mult pentru a da gust mâncării. Am apucat și am tăiat și foile de plăcinte. Vreau să-mi fac portocalopita că plouă în gură de câteva zile. Ieri am vrut să ies să mănânc o prăjitură din asta la Coresi sau la un restaurant grecesc și chiar am zis, măi, dar de ce să mă duc eu să dau 14 lei, 17 lei, depinde de fiecare cât își face prețul, când pot să-mi fac acasă cam foi de plăcinte, cumpăr o plasă de portocale și mi-am cumpărat data trecută de la zomzerie și am dat pe o bucățică așa de mică 14 lei și credeți-mă că la gust era identică cum am făcut-o eu acasă. Am încercat până acum mai multe rețete, dacă vă aduceți aminte, cred că de 3 sau de 4 ori am încercat să fac portocalopita. Niciodată nu mi-a ieșit la fel ca cea care am mâncat-o în Grecia, în Sarti mai exact, acolo era o locație, cu prăjituri, cu de toate și era nemaipomenit de bună. Chiar a zis și soțul meu că chiar dacă am încercat să mergem în altă locație din Grecia, este posibil să nu fie la fel, să fie diferită. Fiecare își face acea locație la care mergeam noi. Mie mi s-a părut așa că era o locație în care își făceau ei propria marfă. Acum nu știu ce să zic. Îmi pare foarte rău că nu mi-a trecut prin cap să cer acea rețetă, deși nu știu dacă o împărtășea cu mine. Dar de fiecare dată când voi mai merge în Grecia, cred că voi da o fugă special acolo doar pentru a-mi cumpăra acea prăjitură. Costa 2,50 €, un pătrat destul de mare, dar era atât de bună și un sirop atât de gros. Imediat e gata și spanacul meu. Mie îmi place să pun și smântână și bulion, îi dă un gust mult mai bun. Această smântână de la Dorna a fost destul de subțire în comparație cu cea care o cumpăr de la Cucina. Da, te-a apucat ciocolata pe tine. Ia să luăm și spuma de la... am pus oasele la... Dă-te să nu te ard. Dă-te! Oasele la fiert. Imediat e gata spanacul. O să se facă și ciorba. Cât este ceasul? 7 și 10 minute. Vinetele poate le fac în seara asta și pe ele. Aș putea să fac oare maioneza din seara asta și să o pun mâine. Dar eu cred că la ce căldură s-a făcut aici în bucătărie, cu siguranță mi se va dezgheța vinetele. Marc începe să se transforme, nu mai am cu cine să mă înțeleg, sper să reziste, să-i dau să mănânce și să îl pun la somn, că e foarte, foarte mărâit, nu mai stă. Mi se termină și bulionul și vreau să-mi cumpăr bulion tot la conservă din asta, la cutie de tablă. Cred că e singurul bulion sau singura dată mai exact în care îmi ține și mie foarte mult bulionul. Până acum puneam și ulei, nici nu știam pe unde să-l mai țin în frigider, peste tot ca să îmi reziste și mie să nu facă mucegai. Dar nu-mi făcea și acum la cutia de tablă chiar s-a menținut bine. Dacă nu mă înșel, chiar și voi mi-ați spus să cumpăr la cutie de tablă. Cred că o să opresc spanacul. Nici nu știu să-l mai las, să nu-l mai las. Mă stresează și Marc atât de tare. A ieșit din nou soarele.
A fost o vreme foarte ciudată și presimt că anul acesta vom avea o vară nasoală. Uitați cum mi se face aragazul când gătesc. Dar nu cred că doar mie, cred că și vouă și la toată lumea. Eu nu arunc niciodată ziama de la ciorbă, indiferent că fac afumătură sau pui de casă, de alimentar, ce e, pentru că în trecut așa am făcut. Așa făceam în trecut și în momentul în care puneam ce era de pus, legume sau anumite lucruri, când mă puneam să mănânc din ea, era ziamă chioară. Ziceai că e apă de la chiuvetă fără niciun gust. Și am zis că nu mă arunc niciodată. Știu că sunt persoane care aruncă, dă într-un clocot oasele, puiul și altele, dar eu m-am învățat minte că am încercat de câteva ori și nu mai fac așa ceva. Stai că te ții imediat, deja nu mai înțeleg cum arc deloc. Am dat vinetele prin robot și acum am pus să fierb încă două, unul pentru Marc să mănânce că vrea să mănânce și încă unul pentru mine, că mai înainte i-am dat să curățe ouă că și-a dorit să mănânce ouă și l-a dat pe jos. Imediat e gata și ciorba. Am făcut cam plină oala și mie nu prea îmi place să iasă așa de plină pentru că dacă mai trebuie să mai adaug ceva sau când fierbe, îmi sare și îmi dă pe aragaz. Am pus și pătrunjel și leuștean și miroase atât de bine și a ieșit atât de bună. Am acrit-o cu borș. Ciorba și ce faci? Acolo fac portocalopit. Aici am făcut sosul, siropul. Ciorba imediat o să opresc. Din păcate mi s-au cam sfărâmat cartofii. Că am pus mai în dormitor, îl pune la nani. Am pus prea devreme cartofii, de fapt nu ar fi fost cam devreme, e vorba că cartofii ăștia noi fierb mai repede sau probabil soiul care l-am eu, nu știu. Ia să opresc ciorba și am mai pus și niște fundițe să-l încânte pe Marc și pe Seli să pape. Pun așa căpăcelul. Aici am fiert portocală, am găsit o altă rețetă și cu blenderul vertical voi lua și voi zdrobi tot ce e aici. Și voi amesteca în foile astea de plăcintă. Le-am făcut aici, unele mi s-au cam rumenit, da? Nu e nicio problemă că le sfărâm, oricum le bag la cuptor. A, le văd mai, nu mai trebuie, dar le vedem așa. Așa, ia să mă apuc să le fac și să bag și prăjitura la cuptor, să fac maioneza și să-mi dau un pic cu mătura. Cât e ceasul? 9 fără 20. Gata, Mini! Trebuie să pun și vlogul la încărcat. Mi-a ieșit atât de fain siropul. Deci atât de bun. Și știți că el când se răcește se mai îngroașă. E acum destul de gros. Abia aștept să mănânc prăjitură, dar pe mâine. Mâine e și mama. Am pregătit tava să o bag la cuptor. Uitați ce e interesant, o portocală e mai închisă și una e mai deschisă la culoare. O bag la cuptor, apoi o scot, o tai și bag siropul peste ea. Uitați! Da, noi mâncăm niște prostii. Da, sunt un fel de cubeti cu altă aromă. Pâinea uscată. Mai e și cum arde iute. Am lăsat prăjitura la 40 de minute, 160 de grade ca în rețetă și nu prea dă semne de a se face. Mai sunt vreo 20 de minute, nici chiar 20 de minute, nu chiar, cam 15 minute. Îi mai dau și o să o dau la 180 de grade și o să o urmăresc. M-a apucat să fac maioneza, e gata. Și acum o să răstorn vinetele, o să adaug puțin muștar, în funcție de cum simt eu că e nevoie să mai adaug la ele. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre, m-au încurajat foarte tare și m-au făcut oarecum să mă răzgândesc. Eram pe punctul de a mă lăsa de vlog zi de zi sau, nu știu, săptămânal. Nu mă lăsam de YouTube în niciun caz, dar nu mai postam atât de des. Eu sunt o persoană simplă și nu prea am ce să vă arăt. Nu am bani, nu-mi permit să ies toată ziua în vacanțe, să mă duc toată ziua să mă plimb și să vă arăt anumite locuri. Sunt o persoană simplă care arăt
ce fac de mâncare, viața de familie, cumpărături, curățenie, cum ne-o petrecem noi. Așa mă inspir și eu de la alte mămici în a face mâncare, în a-mi face chef de a face curățenie. Vă zic sincer, sunt dăți în care nu am chef să fac curățenie, sunt dăți în care sunt demoralizată și nu am chef de absolut nimic, dar când încep să mă uit la un vlog cu persoanele care le urmăresc și când văd că sunt atâtea cazuri mult mai grele față de ce am eu, mă încurajează și îmi dă putere de a merge mai departe și... De asta uneori mă gândesc că nu am ce să filmez și eram demoralizată. Am zis, măi, eu stau toată ziua, mai toată ziua în casă și mai toată ziua acasă. Dacă e vremea bună, mai ieșim și noi uneori la parc, la plimbare, în funcție de cum ne permite bugetul. Suntem niște persoane normale, simple, chiar nu... Nu-mi permit să ies foarte, foarte des, nu-mi permit să merg toată ziua la cumpărături, să am ce să vă arăt, lucruri, să fac vloguri diferite. Noi mai suntem uneori ajutați și de către părinții noștri, uneori soțul meu câștigă mai bine în funcție de cum muncește, dacă muncește, face curse mai multe, câștigă bani mai mulți, dacă nu. De aceea poate vă întrebați uneori că cum de-mi permit să ies, să mă plim sau să... cumpăr anumite lucruri pe care alte persoane nu și le-ar permite, în funcție de cum avem și noi disponibilitatea banilor, în funcție de cum avem planurile, bineînțeles că și noi avem datorii, avem rate, se mai întâmplă să se strice ceva la mașină, mai trebuie să alimentezi mașina, mai trebuie să faci anumite lucruri în casă, se mai strică un papuc, mie, copiilor, soțului, mai îl cumperi. Uneori socotelile nu-ți ies cum vrei, ai vrea să-ți iasă. Și de aceea eram așa demoralizată că nu știam ce să mai filmez și să mă las oarecum, că am zis că voi ați putea viziona la alte persoane, nu știu, cum sunt alte vlogărițe sau vlogări sau și de călătorie. Și eu urmăresc anumite persoane care călătoresc și vizitează Europa sau întreaga lume și îmi place la nebunie să vizionez. În același timp mă doare și sufletul că știu că eu nu pot permite și stau și mă gândesc oare voi ajunge să vizitez și eu țara respectivă, Turcia, ce știu ce țări mai am pe listă. Da, uite că sunt și murdară aici, îmi cer scuze, acum am văzut, cred că mi-a sărit de la ciorbă și în același timp mă și bucur că vizionez anumite vloguri și, nu știu, filmulețe în care poate nu o să ajung să vizitez în veci în pururi acele țări și măcar mă bucur sufletește că le pot viziona prin internet. Mult mai mult îmi place să urmăresc vloguri de familie. Am câteva persoane care le urmăresc cu mare drag și mă inspiră și îmi dă putere și chef de viață și chef de curățenie și nu știu cum să mă exprim. Dar uneori sunt așa, mă gândesc, măi, mie îmi place ceea ce vizionez la altul, dar altuia îi place ceea ce vizionează la mine și... Oarecum aseară mesajele voastre m-au încurajat foarte tare și mi-au dat putere să filmez în fiecare zi. Deci, așa că să știți că nu vă las, nu vă părăsesc deloc. Voi face vlog în fiecare zi. Acum poate va fi dăți în care am treabă, nu reușesc, se întâmplă, Doamne ferește, un necaz în familie și va fi lipsă o zi, două. Eu oricum vă țin la curent. Dar în mare parte să știți că nu mă las de voi și nici voi de mine. Vă iubesc și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și mereu primesc mesaje de la voi atât de frumoase și mesaje de încurajare și mesaje de admirație și nu știu, foarte multe mesaje care n-am primit, credeți-mă, în 31 de ani atâtea mesaje adunate. Deci în 31 de ani n-am primit atâtea mesaje cât primesc de când fac YouTube. Și vă mulțumesc din suflet că vă cunosc prin intermediul internetului, cu foarte multe persoane vorbesc pe Instagram, pe Messenger în privat și mă bucur că așa reușesc să vă cunosc virtual, dacă nu măcar în realitate. Poate vom avea ocazia să ne întâlnim și în realitate, să ne cunoaștem, dar mă mulțumesc
Și cu atât. Cu unele persoane am vorbit chiar și pe cameră, ne-am văzut și chiar mă bucur pentru lucrul acesta. Mă apuc să termin vinetele, prăjiturica mea începe să ia o formă, nici nu știu ce să fac, să stau să vă arăt la final, să închei filmulețul. Cred că deja la ora asta vă întrebați dacă Ioana mai postează sau nu. Până voi edita filmulețul, până se încarcă, până deci prima oară îl editez, durează editare. Apoi îl bag procesare, după procesare încărcare, după încărcare încă o procesare. Da, deci mai durează, nu știu la ce oră va fi gata. A venit și soțul meu de la București, e împreună cu Marc în dormitor, nu știu dacă a reușit să-l culce sau nu. Marc era foarte mărâit de când era afară și a făcut pipi pe el. Foarte, foarte mărâit, abia am înțeles cu el. Mă bucur că am reușit să-mi fac de mâncare două feluri și am spus și soțului meu și copiilor că le-am făcut mâncare pentru două zile. Bineînțeles că nu cred că se va mânca. Dar m-aș fi mulțumit dacă s-ar fi mâncat și mâine și poimine, și ciorbă și spanac. Una la mână că n-aș mai găti, credeți-mă că mi s-a acrit să gătesc până în gât, mai ales că eu gătesc zi de zi, pardon. Ați văzut, dimineața trântești repede un mic dejun, ăla nu-i bai. Dar la amiază o masă, seara o masă, a doua zi iar așa, iar așa. Dacă aș avea o ciorbă pentru 3 zile și încă o tocăniță pentru 2 zile măcar, nu mai spui 3 zile, că ați văzut, mâncarea de obicei schimbă gustul. Deja a treia zi schimbă gustul, carnea schimbă gustul, spanacul lasă zeamă. Noi în seara asta nu am mâncat nimic din ce am gătit. Marc a zis că el își dorește să mănânce panini. Într-adevăr mi s-a făcut și mie poftă și a adus soțul meu două sandvișuri de la panini și un meniu cu crispy. Și am mâncat atât de bine că mi-era o poftă de nu mai puteam. Tot auzisem de la sora mea zilele trecute că a mâncat panini sau ar vrea să mănânce panini, nu mai țin minte cum a zis. Și de atunci tot îmi era gândul la panini. Mă bucur că reușesc să fac și vinete. Selena mi-a zis că vrea să-i pun la școală vinete. Îi voi pune sandwich-ul din seara asta. De obicei, seara obișnuie să pregătesc apă, fructe și ce mai pun. Și mă bucur că am reușit într-o zi, ceea ce la mine într-o zi atât de multe lucruri nu prea s-a mai întâmplat. Și hai să zicem că poate s-a mai întâmplat, dar mai rar. Dar am avut astăzi o energie și un chef de a face treabă și mâncare de nu vă puteți imagina. De dimineață ca titirezul am fost și frigiderul și toată casa, plus mâncare, ciorbă, spanac, prăjitură, vinete, ce am mai făcut? Siropul acela, că îți ia foarte mult timp să le faci, cel puțin dacă vă apucați să faceți portocalopita, să știți că trebuie să ras portocale, să le speli, să le ras, să faci suc. Separat să fierbi portocale dacă faci rețeta care am făcut-o eu. Mai faci siropul separat. Bagă acele foi de plăcintă la uscat, apoi sfărâmele în mână, Doamne, Maica Sfântă, că nu mai știu să vorbesc. Deci dacă nu vorbeam așa de mult la acest filmuleț de 9 minute, cred că te tăiam. Da, dar nu mai tai, că dacă mai mă apuc să editez din video ăsta, lăsăm să fie și cu bune și cu rele, că ați văzut, eu mă mai încurc așa la vorbă, soțul meu mai glumește cu mine, zice, cu cine-i făcut limba română, dar și el se încurcă la fel și vorbește, tot așa, mai se încurcă în vorbă, noi râdem unul de altul. Și a durat destul de mult timp până am făcut toată procedura. La ciorbă n-a fost mare lucru, că ai luat, ai spălat oasele, le-ai trântit în oală, fierbe, pui zarzavatul, cartofii, borșu, pasta, bulionul, știți și voi. Ciorba practic se face singură. La spanac la fel, am călit apa, usturoi, am trântit spanacul, apă, ce am mai pus pe acolo, s-a făcut și aici o bunătate. La vinete la fel, le-am trântit în robot, au fost mai multe lucruri, să zicem, de spălat decât în sine cât am muncit. Maioneză nu-mi place să fac, urăsc să fac maioneză, dar până la urmă am zis, hai că trebuie să fac și vinetele în seara asta. Și mâine avem de mâncare pentru toată ziua. Chiar le-am zis zilele astea, nu mai vreau să aud de gătit. Aveți, începând de la micul dejun, prânz, cină, desert, aveți de toate. Îmi cer scuze dacă am ridicat tonul prea tare, că parcă acum am auzit eu că vorbesc prea tare.
Cred că dacă mă aude soțul meu din dormitor, crede că vorbesc la telefon. Și avem pepenele acela care l-am cumpărat de la Lidl, nici măcar nu ne-am atins de el. I-am tăiat căpăcelul ăla să văd dacă e dulce, acolo a rămas. Sper să reușim mâine să mâncăm pepene. Mai am două caserole de afine care dă să se strice. Mai avem cireșele care le-am cumpărat în seara asta, am mai cumpărat banane. Sper să reușim să mai mâncăm din ce mai avem prin frigider. Și de aceea încerc să vă sfătuiesc și pe voi să nu faceți anumite greșeli care le-am făcut în trecut și care le mai fac și acum, bineînțeles. Îmi place mie așa, în capul meu, nu știu ce se întâmplă și cred că oricărei femei îi place să aibă frigiderul plin, dulapurile pline. Îmi place mie așa să știu că am frigiderele pline, să am apă, suc, bere cu lămâie sau ce am, poate că în cazul de astăzi nu am. Fructe, legume, toate cele. În partea cealaltă, mezeluri, salam, brânze și alte chestii. Prin dulapuri, bineînțeles, ai 7000 de cereale desfăcute, cum avem și acum. Avem 3 pungi, 4, stați că vă zic eu acum, 5, 6, 7 pungi de cereale avem desfăcute, dacă vă vine să credeți și vouă. Stați să vi le și arăt. Deci avem Cheerios, avem Nesquik Duo, Nesquik Alphabet. Le avem pe cele de la, de acolo, dinspre frigider, alea, cu fruits și muesli de la Lidl, care mie nu-mi plac, am dat vreo 15 lei pe ele, da. Stai să vă arăt că până nu vă arată Ioana nu se poate abține. Deci, Cheerios, aici astea două pungi cu Alphabet Duo. Le avem și pe astea alte desfăcute. Mă mir că nu le-am desfăcut și pe celelalte, că dacă vedeți acolo pe ăla de pâine mai am o pungă cu căpșuni, dar alea nu le-am desfăcut. Dar despre astea care vi le arăt, să știți că sunt desfăcute, nu că le avem în casă, deci desfăcute. Aceste cereale, care voi ați zis că vă plac foarte mult, mie nu-mi plac, așa ceva nu mănânc și să nu credeți că am ceva cu voi, dar nu-mi plac mie, personal, mie plac cerealele dulci. Astea mai am, să zicem, o porție și sper să le termin astea, hai să zicem că cât de cât, ok? Și le mai avem pe acestea de la Vitalis și astea, să zicem, așa, să știți că se păstrează destul de bine cu cârlig din acela, le avem desfăcute de ceva vreme și sper să mă apuc să mai mănânc din ele, să mai le termin, că mă doare sufletul să știu că le voi arunca. Dar așa e Ioana, îi place să meargă să aibă, să cumpere, cum și la Dero, și la gel de duș, și la Lenor, și la balsam, și la griș, făină, ulei, toate cele. Mie îmi place să am stocul făcut în casă, mai. Dacă nu am stocul, parcă zici că mi se rupe sufletul, fratele meu, parcă zici că vine apocalipsa, vine pandemie sau ce știu eu ce epidemie vine și se închid toate magazinele. Așa sunt eu. Și de aceea vă sfătuiesc și pe voi să nu faceți uneori aceleași greșeli ca mine, ca și mine. Acum, în ultima perioadă, am încercat să mă mai abțin și mă duc și mă uit și zic, măi, am nevoie de chestia asta sau o cumpăr și o țin degeaba. Ia să vă arăt și vouă prăjiturica, că apoi voi încheia filmulețul. O voi mai lăsa să se rumenească pe deasupra. Așa. Și prin frigiderul ăsta mai avem atâtea chestii care nu se mănâncă. De exemplu, am aici 4 iaurturi Danonino. Dacă nu, 5 am. Le avem aici, le ținem, le-a cumpărat Marc, dar el cred că are o manie ca maică, s-a doar să le aibă. Avem aceste siropuri care le-am cumpărat, stai că nu vi le-am arătat, astea le-am cumpărat de la Lidl cu zneură și cu caramel. Bun, ăsta de caramel s-a mai consumat, că am mai pus la cafea. Da, le mai avem pe aceste două siropuri de caramel și de căpșun, care nu vi le recomand, sunt oribile, într-adevăr, 15 lei parcă dita mai butoiul, că are, cât are, un kilogram, dar nu sunt bune. Mai bine dați 15 lei sau 10 lei pe 400-500 de mililitri, decât să dați 15 lei pe un kilogram și să nu fie bun absolut deloc. La fel și cu rolele de bucătărie și cu cutiile de șervețele și șervețelele umede. Am aceeași manie și aceeași problemă. Și așa că am să vă las, că mi-a trâncănit gura prea tare și am de dat cu mătura, am scuturat covorul mai înainte, dau cu mătura și să-mi termin vinetele, că mă așteaptă aici să terminăm
treaba și să merg să mă bag în pat. Cred că dacă m-aș apuca să mai fac acum vreo 5 prăjituri și câteva feluri de mâncare, încă aș mai avea energie. Dar de unde e această energie? Chiar nu știu, că strează de dimineață, de la vreo 6 m-am trezit. Eu am dormit azi noapte cu Marc, soțul meu cu Selena, și Marc la ora 6 s-a trezit. Mami, îl vreau pe tati. Mami, unde a plecat tati? Aseară tati a dormit cu noi până la a dormit Marc, după care a venit în sufragerie. Mami, unde e tati? Sună-l pe tati. De acolo mi-a stricat somnul. Soțul meu nici nu era plecat la București, că a plecat pe la vreo 6:20, 6:30. El era în sufragerie, Marc mă punea să-l sun pe tati. Bun. Am adormit. Când am adormit și eu, mai bine s-a trezit soțul meu, a plecat la muncă, l-am auzit. A venit Selena din sufragerie până în dormitor, că adevărul e că stăm foarte departe, avem o casă din asta foarte, foarte mare și avem și niște vârcolaci, niște fantome, ce mai avem noi pe aici, și i-a fost foarte tare frică să doarmă singură, mai ales că la ora 5 sau 6 dimineața, nici nu mai țin minte, dar cred că la 5 și ceva se luminează, se crapă de ziua. Era 6:30 sau 6:20 și mândra mea a venit în dormitor că ei era frică să doarmă singură. Bun, mi s-a stricat somnul din nou. Apoi eu auzeam că se voiește că, mami, eu aș vrea să merg cu tati în cursă, dar nu știu ce să fac. Îi zic, pune mâna și dor că trebuie să mergi la școală, lasă, nu mai merge nicăieri în cursă. A dormit, după care, de ce m-am mai trezit? A, m-a trezit alarma, la 7:30 m-a trezit alarma. M-am trezit, am pregătit-o, stai că Selena nu-i bebeluș, nu trebuie să o pregătesc. Am trezit-o pe Selena, s-a dus să se pregătească, între timp am ațipit. Eu de obicei mă dau jos din pat, dar acum s-a făcut că am adormit, vine la mine, nu știu ce m-a întrebat. Bun, iar am adormit, iar vine la mine, iar. Într-un final m-am dat jos că s-a trezit și Marc. Mami, unde-i tati? Mami, sună pe tati, mami, nu știu ce. Am venit aici la mine, i-am dat drumul și ei, că... A închis-o pe la vreo 6 și ceva dimineața, a închis-o, că altfel vine și îmi dă cu gheruța la ușă să-i dau drumul să intre, dar are stilul de a ne linge și de a ne da cu ghearele să ne trezească. Și se întrează de dimineață, foarte puțin cola am băut, cred că pe la vreo 4-5 după amiază, deci nu pot să dau vina că aș avea energie de la cola și nici nu știu dacă îmi dă vreo energie, că dacă ar fi să-mi dea energie, aș bea toată ziua, numai cola să am energie. Iar parcă ziceai că sunt ploată, sâmbătă la fel ziceai că sunt ploată, dar e de înțeles că oarecum sâmbătă mi-au venit bucuriile, duminica a fost a doua zi, dar totuși mă țin bine. Nu știu ce să fac cu prăjitura asta, să o las să se mai umenească, hai să o dăm la 160 de grade și până termin făina, da, până termin vinetele, voi mai lăsa prăjitura, după care o scot, o tai, o însiropez și... să dau și o cumătura să mă duc în pat. Să mai înclătesc și eu puțin ochii pe internetul ăsta și pe TikTok-ul ăla, că parcă zici că uneori mi-a creat așa, măi, dependență, și nu doar mie, am înțeles că și la multe alte persoane a creat dependență. Toată lumea se uită pe TikTok și sunt unele faze amuzante, unele faze îți pui mâna în cap și îți vine să te tot duci, că ce vezi acolo pe TikTok-ul ăla nu-ți vine a crede. Mamă, dar ce fain arată siropul ăsta meu. Adică, mie îmi place. Voi nu aveți de unde să știți cum e la gust, dar îmi place și cum arată, dar e și foarte, foarte gustos. Dacă aș putea, v-aș trimite și vouă câte o bucățică din asta de portocalopita. Rețeta, dacă mă credeți, trebuie să mă uit la ultimele videoclipuri vizionate ca să vă o pot împărtăși cu voi. Este o rețetă din străinătate, nu știu dacă acea persoană este ciprioată, este grecoaică, ce nație este, nu știu. Și dacă vă interesează, da, o să vă trimit rețeta să-mi spuneți și să vă spun despre ea, măcar dacă e bună sau nu, ca să nu vă apucați să o faceți degeaba. V-am pupat cu mare drag, vă doresc multă sănătate, să aveți grijă de voi. Și ne vedem la vlogul de mâine. Pa, pa!